și bine ați revenit la un nou filmuleț din seria Ce mănânc într-o zi. Este colaborarea pe care o am cu Noela Vita e Bella, un meniu de mămică în care vă arătăm tot ce am mâncat în ziua respectivă. Noi postăm acest filmuleț o dată pe săptămână, de regulă lunea, la aceeași oră, așa că nu uitați să treceți și pe canalul Noelei să vedeți și meniul propus de ea. Dimineața la mine începe cu o cafeluță cu mult, mult lapte. Le-am pregătit și băieților cafeluța, respectiv cacao cu lapte pentru Matei. Ne punem toți trei în sufragerie, mai povestim, ne mai uităm la televizor și acesta este răsfățul nostru de dimineață. Micul dejun nu am apucat să-l filmez înainte pentru că băieților le era foame și deja erau puși la masă, dar am pregătit pentru mine și pentru Matei o omletă. Îl voi lăsa pe el să mănânce prima dată cât îi trebuie, iar restul voi mânca eu. Pe lângă această omletă mi-am pregătit acolo mezeluri ce am avut prin frigider, deși nu prea îmi plac mezelurile din Germania, dar kaiserul acesta chiar este bun, mai am câteva feliuțe de salam, cașcaval, două pifteluțe și ardei. La gustare avem pepene roșu, aceasta este porția mea, chiar dacă o vedeți în farfuria lui Matei, nu, este porția mea. I-am pus și lui într-un bol să mănânce, în sufragerie îi place și lui foarte mult. El a mai mâncat înainte și o portocală, a se vedea pe bari, așa că urați succes la scos pete! Pentru prânz voi pregăti o tocăniță cu carne de vită, am călit acolo ceapa, am adăugat și carnea peste și o voi lăsa un pic să se prăjească. Am aici și legumele pregătite, mai trebuie să tai ardei, imediat tai. Acum să vă arăt ce a făcut Matei aici între timp. Ia uitați-l! Matei, ce cauți acolo sus? Haide, dă-te jos! De ce ți-ai pus căciula asta de iarnă? Așa arată tocănița mea cu carne de vită. Ca legume am băgat ceapă, cartofi, morcovi și ardei, iar deasupra am pus pătrunjel. Este un preparat simplu care mie îmi place foarte mult și îl pregătesc destul de des, îl fac să ne ajungă pe 2 zile, iar acum îl voi mânca împreună cu castraveți murați. Deși nu sunt cu dulciurile, poate ați observat asta prin filmulețele și vlogurile mele, mănânc foarte rar dulce și asta pentru că nu-mi place. Prefer să mănânc o tocăniță sau o ciorbă decât o felie de tort sau o prăjitură, ciocolată sau orice altceva dulce. Dar astăzi este o zi specială, este ziua cumnatului meu și voi mânca o bucată de tort, banana split. Îmi place că nu este foarte dulce și pot să mănânc și eu fără să mi se facă rău. Asta așa doar, la ocazii speciale. În rest, aș putea să stau liniștită și o lună fără să mănânc ceva dulce, dar tortul acesta chiar îmi place și am mâncat jumătate de felie, restul a mâncat soțul meu. Pentru cine am făcut piftele cu zucchini, cașcaval și usturoi, sunt piftele care nouă ne plac foarte mult. Încă de când îl diversificam pe Matei, le mânca foarte bine și atunci, le mănâncă și acum. Le servim cu smântână. A venit piticul să vadă ce filmez eu aici și chiar dacă i-am pus să mănânce la el la măsuță, parcă tot mai bun este de la mami din farfurie.
Acestea au fost mesele mele de astăzi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați like și să vă abonați. Mergeți și pe canalul Noelei să vedeți ce meniu a propus ea pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până data viitoare, mulți pupici! Pa!